Să rămână, bunică. Să rămână. Mâine hai încoace. Ce? Hai și suflă. Iară mai e curat, dar o. Trebuie și suflă. Hai, hai. Iar ai băuiuschi. Și este și n-ați bugăt acasă. Nu, bunică, n-a băut nimic, liniștește-te. Alexandra, ce-o băut aia? Bunică, nu e Alexandra. Mihaela, ce-o băut? Nici Mihaela, Ioana, nu Mihaela. Cum nu-i Mihaela, măi? N-o să-i să-mi iau ochelarii. Mihaela e o vecină și Alexandra e o verișoară. No, aici de citit, dar nu-s bun. De citit oameni sau cărți? Bateți, nu mă joc de mine, bateți. No, aici de biserică. No, dar nu văd bine cu ei, dar-s faini. No, aici, da, te văd faini, Stanca. Ioana. Bunica. Mă, dă-mi pace, că nu știm de ochelari cum îl știm tu, drăguțele și fetele. Ioi tu, da frumoasă ești. Ține de ea, mă, că-mi place, că-i frumoasă. Dar nu știu ce vede la tine. Da, mersi de susținere, bunică. Că dacă am nevoie la lucru de vreo scrisoare de recomandare, zic că te sune pe tine să mă lauzi. N-o lasă miștocările. Spune-mi ce ai băut. Că n-am băut nimic, bunică. Dar auzi, zic că să tot umbli cu ochelarii aia. Nu vrei să-ți faci operație de ochi? Ce este operație de ochi? Omne, nu mă lăsa, mă, dar mie nu-mi trebuie de ale. Păi da, eu port în buzunar un cățel de usturoi. Dar m-a oferit Dumnezeu. Nu de ochia, de ochi. Îți faci operație la cristalin și renunți la ochelari toată viața și nu mai trebuie nici ochelari din ăștia de biserică, nici de apropiere, nici de citit, de nimic, nu mai ai nicio treabă, ești relaxat după aia, știi? Mă, oi și ochioară, dar tu ești orb de pat. No, cum e? Cum se vede? De la mine se vede bine, un fain, frumos, așezat la clinica lui. Mulțumesc! Dar când ne mai întâlnim? Păi peste vreo 2 săptămâni, când facem ăla la alt ochi. Păi nu așa, când ne întâlnim noi doi. Nică, hai să mergem să lăsăm pe domnul doctor. Taci, amu! Vezi-ți de treabă că nu mă amestec în treburile tale.